Chiar dacă satele din România suferă de depopulare, comuna Ciugu a reușit să majoreze numărul locuitorilor, datorită conceptului de sat inteligent. În total comuna a atras 40 de milioane de euro din fonduri europene și 10 milioane de euro din fonduri guvernamentale. Suntem comuna din România care am lansat conceptul de sat inteligent, de smart village, din dorința de a înțelege și de a-i face pe decident să înțeleagă că satul românesc nu trebuie să moară și că se poate dezvolta sănătos folosind tehnologia. În anul 2019, la Ciugud a fost deschisă prima școală inteligentă din mediul rural din România. Și lansat atunci un strigăt către guvernanți: nu lăsa să moară școala de la țară. Care a fost efectul după această investiție? Am avut o școală cu 60 de copii care tindea să se desfințeze, iar acum avem 200 de copii și școala este neîncăpătoare. Avem tineri mutați de, din aproape toată România, din toate regiunile țării, dar și din afara țării, care vor să se stabilească în Ciugud pentru a-și da copiii la școala noastră. Datorită fondurilor europene, Comuna Ciugud a lansat conceptul primăria fără hârtie. Totodată a investit și în infrastructură protecția mediului, împarcare inteligentă, iar locuitorii din ciugud și turiștii care vin în zonă beneficiază de Internet Wireless gratuit de la primărie.